Păi nu o să punem copaci pe malul de fiecare pe râu, fiecare râuleț, nu o să fie niciun rezultat. Și dacă izvorul și până la Nistru o să fie împădurit, așa cum a fost, o să fie și păduri, o să avem de toate. Eu am crescut pe malul ăsta și eu știu tata asta, cum a fost, ce a fost. Apa curgea, era la un metru înălțimea și pește, tot era normal. Acum nimic, ia ca puteți să vă uitați că e 5 cm, nu curge, nu e apă. Pe lângă Botna mergeau niște uluși, acolo merge apă, vine la Horodca. De acolo vine. Era apa, noi prin Botna nu putem trece. Noi nu putem trece, dar acum îi se cade tot. Pe lângă faptul că nu se respectă zona de protecție a acestui râu, mai sunt și schimbările climatice din ultima perioadă care a făcut râul să sece până la un volum de apă care mai degrabă amintește o bultoacă decât un râu. Râul Botna tot timpul a fost un influent destul de important pentru toate localitățile pe care îl traversează. Starea lui actuală este una, zic așa, dezastruoasă. Având un debit mic de apă, practic, zic eu, s-a transformat într-un pârâu. Chiar splai o săptămână, două, Botna nu se împli. Se duce tot în sol, s-a dus în sol și gata. 60-70 km încolo, ia ca de acolo dacă să luăm tot, să mai deschidem câte o lecuțică apa, să mai dăm și pe Botna ar fi apă. Volumul apei scade, respectiv și gradul ei de poluare este mai tare resimțit. Iar acolo unde cândva era apă, avem mai multe gunoaie. Eu aș vrea, dar nu cred niciodată în viață ca să fie cum a fost. Mulți ani trebuie să treacă, ca omul trebuie și competent să înțeleagă că noi stricăm natura, noi o stricăm. Eu sper că pe râul Botna, totuși într-o zi sau alta, se va găsi resurs, actorii cheie, nu știu, dorința de a merge de la un capăt la altul, ca toate satele să fie de fapt antrenate în procesul ăsta. Ar trebui să vedem un plan de acțiuni foarte clar cu administrațiile publice locale, ca să putem să reabilităm zona de protecție, să plantăm aceste fâșii forestiere, să repunem în funcție izvoarele. Am făcut demersul la Ministerul de Mediu să aloce resurse financiare pentru adâncirea albii râului. Sperăm la conștiința oamenilor de pe întreg teritoriul țării noastre în a păstra această palmă frumoasă de pământ și a revitaliza ceea ce este frumos în fiecare localitate. Suntem la fundul râului Bălțata, aici în Bălăbănești, lângă terenul pe care l-am plantat în primăvară și toamna anului trecut. Eu aici am fost născut. Iată casa mea aici alături. Tot lanul ăsta, toată suprafața asta cât ține râulețul, era cu stuf. El merge pe deasupra și noi pe bălcul ăsta prindem chișcari, diferiți pești. Însă în timp a dispărut elementară verdeață care mai era aici. Am încercat să văd un pește mic măcar. Nici braște, dacă observați, nu. Eu tare mă bucur că totuși au supraviețuit iată niște salcii care le-am plantat bună oară lângă apă. Vom monitoriza mai mult plantațiile pe care le-am făcut, copacii, puieții plantați pe care noi atât de mult vrem să-i creștem și să-i introducem în componența unei păduri, să rămână vii. Avem la ce lucra.